În ultimul timp, România se confruntă cu episoade de vreme capricioasă. Temperaturile din acest sezon au fost anormale, ținând cont de perioada calendaristică, iar agricultura este pusă în pericol, în special de lipsa zăpezii. În majoritatea zonelor din țara noastră, apa este factorul definitoriu în realizarea producției agricole. Solul înmagazinează cea mai importantă rezervă de apă în sezon. Aceasta provine în special din zăpadă. De asemenea, stratul gros de omăt protejează culturile de frig și de îngheț. Lucrurile nu stau bine deloc atunci când iarna nu ninge. Pentru că stratul de zăpadă, se știe, este protector al culturilor semănate în toamnă și le ferește de îngheț și de temperaturile foarte scăzute. În compensare, să spunem așa, a fost și faptul că temperaturile din această iarnă nu au fost foarte scăzute, cel puțin în zona noastră din sud-est. În restul țării au fost, într-adevăr, temperaturi scăzute, dar probabil că au avut și zăpadă. La noi nu a fost nici zăpadă, dar nici temperaturile nu au scăzut foarte mult sub zero și atunci nu au reprezentat un factor perturbator asupra culturilor agricole semănate în toamnă. În paralel, cantitatea de precipitații în lunile decembrie-ianuarie au fost ceva precipitații care au menținut totuși plantele într-o stare bună de vegetație. În ultima perioadă se pare că a plouat mai puțin, deși chiar săptămâna trecută am avut o zi în care a plouat, nu foarte mult, dar totuși pentru stratul superficial al solului a fost un lucru foarte bun, pentru că aceste culturi de toamnă au rădăcinile în stratul superficial al solului, nu se duc foarte în profunzime și atunci orice ploaie, cât de ușoară și puțină, le ajută mult pentru a-și menține vegetația. De asemenea, cea mai mare cantitate de apă este reținută de sol pe perioada de iarnă și provine în special din zăpadă. Dacă aceasta lipsește, agricultorii vor consuma mai multe resurse proprii. Un alt factor care le ajută în supraviețuirea lor în perioada aceasta este faptul că nu, vegetația nu este încă în plină expansiune, n-a plecat în vegetație și atunci și consumurile de apă sunt mult mai mici în perioada de repaus. Odată cu plecarea în vegetație, datorită creșterii temperaturilor, e posibil ca și necesarul de apă să fie mult mai mare, dar sperăm că odată cu această plecare în vegetație și cu venirea primăverii să vină și ploile, pentru că de obicei în primăvară nu ne-au ocolit niciodată ploile, a plouat. Se pare chiar la noapte se anunță niște ploi, chiar în timpul zilei de mâine și adunat, acumulat, nefiind evaporație foarte mare în perioada aceasta, pentru că temperaturile sunt destul de scăzute, mai ales în timpul nopții, s-ar putea să existe totuși un echilibru care să permită dezvoltarea în continuare a plantelor. Meteorologii anunță ninsori târzii, chiar la începutul lunii aprilie, ceea ce ar afecta foarte mult pomii și vița de vie. Pentru culturile semănate în toamnă n-ar fi o problemă deosebită, le-ar proteja și le-ar acoperi. Singurul necaz ar fi pentru pomi și vița de vie, în special dacă înfloresc pomii, zăpada căzută pe flori nu face deloc bine, le îngheță, le ucide și atunci vor fi pierderi foarte mari de producție la pomicultură și viticultură, pentru că în special și mugurii de vie sunt foarte sensibili când se deschid și atunci ninsoarea, dacă vine, e asociată oricum cu temperaturi negative și nu va face deloc bine pomiculturii și viticulturii. În timp ce ne bucurăm de zile călduroase cu 17 grade, culturile sunt în mare suferință în lipsa zăpezii. În aproape jumătate din țară, rezervele de apă din sol sunt minime și unele zone sunt afectate serios de secetă instalată la mare adâncime, iar prognoza nu este deloc favorabilă pentru agricultură.